Practicanții Feng Shui au dezvăluit care sunt florile din casa ta care atrag sărăcia. Dacă le ai în locuință, trebuie neapărat să încerci să scapi de ele. Aduc ghinion și, în plus, nu stimulează o stare de spirit bună. Iată ce trebuie să știi despre ele. Este aproape imposibil să nu fi auzit cel puțin o dată în viață despre Feng Shui. Este vorba despre un sistem filozofic chinezesc ce are ca scop conturarea unei stări de armonie între oameni și mediul care îi înconjoară, prin manipularea fluxului de energie cunoscut sub denumirea de Qi sau Qi, cu ajutorul obiectelor dintr-un anumit spațiu. Principiile Feng Shui se bazează pe teoria potrivit căreia dispunerea obiectelor și a elementelor într-un spațiu poate afecta fluxul de energie din respectivul spațiu. Astfel poate să aibă un impact semnificativ asupra stării de sănătate, a situației financiare și chiar a norocului trăit de o persoană. Practicanții Feng Shui spun că prin utilizarea unor tehnici variate poți să alungi ghinionul din viața ta și să atragi abundența. Se spune că poți face acest lucru cu ajutorul obiectelor de mobilier, de exemplu. Nu sunt însă singurele care te-ar putea ajuta din acest punct de vedere. De exemplu, florile sunt considerate a fi unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a spori fluxul de energie pozitivă în Feng Shui. Practicanții acestei filozofii spun că plantele au capacitatea de a activa diferite tipuri de energie, în funcție de culoare și formă, dar și pe baza altor caracteristici. Se crede că florile aduc energie pozitivă într-un spațiu și pot contribui la îmbunătățirea stării de spirit a oamenilor. Însă nu toate plantele prezintă astfel de proprietăți. Există unele care atrag norocul, în timp ce altele pot să aducă ghinion în viața ta pe absolut toate planurile. Cactusul, ficusul, planta de piper, iuca și crinul de apartament sunt doar câteva exemple de flori care nu îți poartă deloc noroc. Dacă le ai în locuința ta, trebuie neapărat să scapi de ele. Nu este obligatoriu să le arunci. În schimb, dacă vrei să ai o situație financiară bună, se impune cel puțin plasarea lor în aer liber. Relatează playtech.ro.